Bună tuturor! Să iubești când totul în jurul tău moale. Aceasta este o idee la care am meditat după ce am citit Tatuatorul de la Auschwitz de Heather Morris. Titlul este sugestiv și ne duce cu gândul la perioada în care Hitler se credea invincibil și poate chiar era invincibil în acea perioadă și multe naționalități au avut de suferit de pe urma acestui lucru, în special evrei. Lali Sokolov, un evreu slovac, ajunge să tatueze pe brațul celor care sunt aduși la Auschwitz acele numere care anulau orice valoare umană a deținuților. Din respectivul moment, ei nu mai aveau nume, iar numele lor era înlocuit cu acele numere tatuate pe brațul lor. Lali este îngrozit de ideea de a face un așa mare rău semenilor săi, însă realizează că acesta ar putea fi singurul mod în care ar putea supraviețui la Auschwitz și că dacă el ar refuza să facă acest lucru, cu siguranță s-ar găsi o altă persoană care ar accepta, iar deznodământul ar fi același. Ei, așa o întâlnește pe Gita, în momentul în care o însemnează pe viață, o privește fugitiv și este suficient pentru a se îndrăgosti. Citeam și citeam și nu venea să cred prin câte au putut să treacă acești oameni și că au reușit să supraviețuiască atâtor lucruri îngrozitoare. Lali și Gita au petrecut 3 ani de zile la Auschwitz și se agățau în fiecare zi de speranța că pentru ei poate va exista o altă dimineață și încă una și încă una și tot așa până când vor reuși să scape din acel loc îngrozitor. La un moment dat, în carte apare și Joseph Mengele, așa zisul înger al morții, recunosc că în acel moment am avut un moment de tresărire pentru că acest personaj a fost de un sadism ieșit din comun, a fost ceva macabru se petrecea în mintea lui. În lagărele de concentrare se făceau experimente pe deținuții de acolo, în speranța că se va găsi un tratament, leac, ceva care să-i facă pe naziști să fie indestructibili. Nu doar la Auschwitz s-au petrecut astfel de evenimente, un alt lagăr de concentrare, de exemplu, la care s-au făcut experimente pe deținuții de acolo, a fost lagărul de concentrare pentru femei Ravensbrück. Însă Mengele a fost cu totul o altă poveste, el efectiv se bucura să provoace durere oamenilor și nu știu cum să zic, dar efectiv orice idee îi trecea lui prin minte, punea în practică pe deținuții de acolo, chiar și pe copii. Nu știu, să vă dau un exemplu poate cel mai ușor care îmi vine acum în minte. Nu înțeleg ce încerca el să descopere în momentul în care injecta benzină în capul deținuților de acolo. Adică ce se aștepta să descopere? Nu o să intru în mai multe detalii de atât referitoare la această carte, pentru că mi-ar plăcea să descoperiți pe cont propriu cum a evoluat relația dintre Lali și Gita. Povestea este una reală și îmi pare rău că au trecut atât de mulți ani până când cineva să descopere povestea de viața lui Lali și să fie dispus să scrie despre acest lucru. Oricum, cred că Heather Morris a avut noroc. Într-o zi ea a ieșit la cafea cu un prieten, iar acest prieten i-a vorbit ei despre un alt prieten care își pierduse mama de curând și al cărui tată avea o poveste interesantă de viață. Autoarea a fost intrigată și a vrut să afle mai multe lucruri despre acest aspect și a luat legătura cu Lali, intervievându-l 3 ani de zile. În descriere o să vă las un link care vă va duce la o mică bucățică din acest interviu pentru a-l vedea pe Lali în ultimii săi ani de viață. Gita a murit în anul 2003, iar Lali a urmat-o 3 ani mai târziu, în 2006. Din nefericire, el n-a mai apucat să vadă această carte publicată, însă sunt sigură că fiul celor doi este mândru de ce a ieșit, iar postfața este scrisă chiar de el și vorbește atât de frumos despre părinții lui. Aceasta a fost recenzia de astăzi, mulțumesc tare mult că m-ați urmărit, iar pentru data viitoare spun să nu schimbăm registru și am de gând să vă vorbesc despre o carte în care se regăsesc mărturii ale unor adulți care în perioada celui de-al doilea război mondial erau copii. Dar până atunci vă urez spor la citit. Bye!